Grădinița cu program normal 8, cine a îmbrăcat straie de sărbătoare, întrucât a fost marcată a 5-a ediție a proiectului educațional România prin ochi de copil. Proiectul a depășit granițele județului, dar și ale țării, fiind transfrontalier, bucurându-se de prezența unor oaspeți de seamă. Directorul Angela Anton și cadrele didactice de la grădinița numărul 3 Ghiocel Strășeni din Republica Moldova. La eveniment au participat membrii ai administrației locale, precum și primarul municipiului Suceava, Ion Lungu, dar și părinții ai copiilor implicați în proiect. Acest proiect nu a fost întrerupt în context pandemic, desfășurându-se în mediul online, astfel că toate cele patru ediții s-au soldat cu rezultate remarcabile. În acest an, proiectul are un element de noutate și anume este inclus în Programul Național de Educație pentru Valori, Joc, Respect și Bucurie, prevăzut în proiectul România Educată. Acesta se va derula pe întreg anul școlar 2022-2023. Pe lângă partenerii din Republica Moldova, s-au alăturat și alți numeroși parteneri atât din județul Suceava, cât și de la nivel național. Este vorba despre grădinița cu program prelungit Gulliver Suceava, grădinița cu program prelungit Așchiuța Suceava, grădinița cu program prelungit 1-2-3 Suceava, grădinița cu program prelungit Prichindel, grădinița cu program normal Țăndărică Suceava, grădinița cu program normal Dumbrava Minunată, Dumbrăveni, grădinița cu program normal Voinicelul din Fălticeni, o grădiniță din Constanța, școala gimnazială Ion Creangă din Suceava, școala gimnazială Mitocul Dragomirnei, școala gimnazială Maria Cantacuzino din Horodniceni, Liceul Național Mihai Eminescu din Suceava, Teatrul Municipal Matei Vișniec Suceava, precum și sponsori. Proiectul este coordonat de profesor Maria Todereanu, director la grădinița cu program normal 8-5 din Suceava, și profesor Angela Anton, director la grădinița numărul 3 Ghiocel din Strășeni, Republica Moldova. Din echipa de proiect fac parte toate cadrele didactice de la grădinița cu program normal 8-5 în Suceava, precum și directorii de la instituțiile partenere. Pe parcursul săptămânii trecute, preșcolarii de la grădinița 8-5, precum și elevii din unitățile partenere, îndrumați de către cadrele didactice, au realizat activități prevăzute în proiect, care promovează patriotismul ca valoare educativă, reflectat și în lucrările artistico-plastice, precum și în materialele metodico-științifice elaborate de către educatoare. Lucrările copiilor expuse pe panouri au fost jurizate, iar marile premii au fost anunțate în cursul evenimentului. La această acțiune, copiii din cadrul grădiniței 8-5 au desfășurat un program artistic deosebit, în care s-au recitat poezii patriotice, s-au dansat dansuri populare și s-au interpretat cântece despre țară și neam.